Bine v-am găsit din nou, dragi prieteni, suntem aici, în casa dumneavoastră, încă o dată. E o plăcere să fiu aici și cred că și pentru dumneavoastră este o plăcere să ne urmăriți în fiecare zi. În fiecare zi noi venim aici cu un cuvânt prietenesc, un cuvânt de viață, un cuvânt care zidește, construiește, ridică, întărește pe cel care este slab, inclusiv dumneavoastră. Ce sunteți? O persoană care suferiți, exemplu, cu probleme, exemplu, spirituale. Dumneavoastră care suferiți din cauza blestemelor, din cauza farmecilor, din cauza invidiei. Noi avem în această vineri aici, la catedrală, trei slujbe pentru dezlegare, trei slujbe pentru eliberare totală și completă de totul ceea ce este rău. Atunci dumneavoastră care... exemplu, suferiți cu o problemă gravă în viața dumneavoastră, auziți voci, dumneavoastră nu aveți pace, nu aveți liniște, dumneavoastră aveți gânduri de sinucidere, vedenii, atunci acest lucru, dragii mei, dovedește existența unui rău în viața dumneavoastră. Haideți acum, pentru începutul emisiunii, să urmărim cele 10 simptome care caracterizează existența unui rău în viața persoanei. Urmăriți, vă rog, cu mare atenție cele 10 simptome. Dorințe necurate și atitudini anormale afectează viața dumneavoastră? Insomnie. Vedeți umbre sau chipuri stranii? Auziți voci ciudate? Vedeți chipuri desfigurate? Auziți voci nerecunoscute? Agresivitate, neliniște constantă, corp contorsionat, privire fixă și plină de ură, întâmplări paranormale în prejurul dumneavoastră, dorințe de sinucidere. Aduceți în această vineri o îmbrăcăminte albă a dumneavoastră sau a unui membru din familie. Ea va fi un punct de contact al credinței, ca să scoateți afară aceste forțe necurate din viața sau familia dumneavoastră. Slujbe de dezlegare. Vineri, la ora 9, 15 sau 19:30, la Catedrala Credinței, pe șoseaua Fundeni numărul 11, în sectorul 2 din București, vis-a-vis de fostul supermarket XXL, intrare și parcare gratuită. Există o soluție și pentru dumneavoastră. Cum ați ajuns? Cum era? Eu am în fiecare zi, apar niște gânduri în mintea mea și câteodată și urâte. Mă îngrijoresc foarte mult. Vine o grijă, da, ce-o fi făcut băiatul meu? Da, ăla ce-a făcut? Și mai mi-apare așa... Asta vă încarc. Și îmi vin niște viziuni, nu le văd, dar în mintea mea, cum cineva e tăiat la mână, ba că se întâmplă gânduri ceva rele, dar mereu. Și în timpul rugăciunii, în timpul rugăciunii, acum, când am mai multă nevoie să mă rog să scap de aceste îngrijorări, atunci vin alte gânduri peste mine și mă dă la o parte. Acum la rugăciune ce ați simțit? Acum la rugăciune am simțit o căldură la stomac, o stare de vomă și o tuse spre cum să vă spun, spre un strigăt. Da, spre un strigăt. Și nu ați putut să vă stăpâniți. Și n-am putut, da, veneam truna să vomit. Ceva rău. Ceva rău. Dar da, după rugăciune cum vă simțiți? Ușoară. Mă simt ușoară, da. Și simt că a ieșit ceva. Ceva a ieșit. De aici care era. Era. Înăuntru, în interior. Era, sigur că da. Și acum? Și acum nu mai e. E liberat. E liber, da, ușoară. Amin. Ușoară. Așa să fie. Cineva e liberat? Iisus Hristos. Aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți, domnă? Mă numesc Elena. Care a fost starea dumneavoastră înainte de rugăciune? Starea mea a fost așa, o durere de cap, o greutate, am simțit pe capul meu. Toată noaptea n-am putut să dorm și la rugăciune când m-am rugat îmi venea o stare de vomă. Ceva rău? Da, ceva rău. Care a ieșit? Da, și mă lua așa niște amețiri, niște turburări și a ieșit, da, mă simt ușurată. Ușurată? Da.
După rugăciune. Da, după rugăciune. Chiar am văzut dumneavoastră ați scăzut. Da, da, da. Și de câte ori viu la rugăciunea de vineri, din ce în ce mi se întâmplă starea asta, din ce în ce mă ușurez și mai mult, mai mult mă eliberez. Atunci e spre bine, nu spre da, rău. Da, nu, e spre bine. Față de cum ați ajuns aici da, la catedrală? Da, față de când am ajuns, sunt mai bine. Cine v-a eliberat? Domnul Iisus. Amin, aplaudați pe Iisus. Cum vă numiți? Mariana. Doamna Mariana, ce ați simțit? Cum a fost? Când am ajuns aici, eram neliniștită, eram, nu știu, cum să spun, o stare care nu pot să-mi o descriu. Negativ, o stare rea. Acum la slujbă, m-a luat niște furnicături în tot corpul. Am văzut că dumneavoastră v-ați simțit rău la rugăciune. Da, și m-am trezit în genunchi. Nu știu. Nici nu dați seama ce s-a întâmplat. Nu. Nu. De atunci, dumneavoastră, după rugăciune, cum vă simțiți? Mă simt foarte bine. Foarte și bine. Și întotdeauna mă simt bine când ajung aici. Amin. Sau amin. Când fac rugăciunea. De unde veniți? Eu sunt din Jilava, dar locuiesc în Botoșani. Ați făcut un drum, ați venit și a meritat? Am meritat încă foarte, foarte bine. Amin. A fost o perioadă care nu puteam să ajung, dar m-am rugat și am reușit. Așa să fie. Așa să fie. Dumnezeu se bucură și noi de asemenea. Amin? Amin. Să fiți binecuvântat. Să aplaudați pe Iisus Hristos. Ați văzut, dragi prieteni, aceste 10 simptome? Poate că una dintre aceste caracteristici, acelor 10 simptome, e una în viața dumneavoastră. 2, 3 sau mai multe, sau chiar toate. Părinte, poate că mă întrebați, eu am nevoie de ajutor. Eu mă regăsesc în aceste 10 simptome. Una dintre aceste 10 simptome este în viața mea sau două. Atunci dumneavoastră aveți nevoie urgent de dezlegare. Dumneavoastră aveți nevoie urgent de eliberare. Inclusiv în această vineri, la ora 9 de dimineață, la ora 15 și la ora 19, noi ne vom ruga puternic pentru dezlegare totală și completă de totul ce este rău. Atunci dumneavoastră nu puteți pierde această șansă de a fi eliberați, de această oportunitate, pentru că Dumnezeu va veni cu lumina Lui peste viața dumneavoastră și întunericul va ieși. Eu vreau acum să urmăriți cazuri de persoane care au venit aici la slujbele de vineri, de dezlegare și au fost dezlegate prin puterea credinței, inclusiv persoane care au folosit baia dezlegării, au venit aici, au folosit această baia dezlegării și au fost libere de totul ceea ce era întuneric în viața lor. Haideți să urmărim aceste mărturisiri. Rămâneți aici, căci mă întorc imediat. Numele meu este Violeta și astăzi vreau să vă spun și eu mărturisirea mea. Vreau să vă spun că nu mai eram eu. Tot timpul plângeam, aveam o voce continuă în mine care îmi spunea numai lucruri negative. Nu mai aveam o zi de pace. Aveam foarte multă frică. Visam foarte urât seara, noaptea. Eram tulburată. Eu am un program de muncă care încep foarte devreme și dacă nu reușeam să dorm, nu eram botată ziua. Toți nervii mei mi-i vărsam pe soțul meu, care nu avea nicio vină. Și odată cu mine sufera și el și nu numai el. Prin intermediul mamei mele, după aia mi-a povestit, după aia am aflat că am biserica aproape de casa mea, pentru că eu locuiesc din 2007 în Italia. Mulțumim Dumnezeu că avem biserica peste tot în lume aproape și asta ne face decât să ne ajute foarte mult, că e foarte multe lume care suferă. Tot ce pot să vă spun este că am participat la toate rugăciunile de vineri, de duminică, când am putut și miercuri m-am dus și după prima rugăciune eu am avut rezultate foarte mari. Acea tristețe, am început să dorm foarte bine, am simțit că locul meu e acolo. I-am zis lui Marius, dacă vrei să faci ceva pentru mine, du-mă acolo. Eu în momentul ăla nu aveam carnet de condus și zic, depindeam de el, nu? Zic, locul meu e acolo, trebuie să ajung acolo, pentru că o simt foarte bine.
și a zis, dacă tu stai bine și eu sunt lângă tine. Căutați pe Dumnezeu cel viu, această credință inteligentă și nu aveți decât de câștigat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere! Cum vă numiți? Anișoara. Ce s-a întâmplat la slujbă? Cu ce problemă ați ajuns aici? Am fost operată luna februarie de hernie de disc. Datorită certurilor și neînțelegerilor din familie, eram foarte stresată. Uh-huh. Nu mai găseam loc în acea casă. Eu sunt plecat acum din casa mea. Băiatul nostru a suferit. Datorită uh-huh. neînțelegerilor, s-a apucat de patima băuturii și uh-huh. nu mai înțelegem cu el. Dar dumneavoastră, venind aici la slujbă, ce s-a întâmplat? Cum vă simțiți acum? Mă simt mai liberă, foarte liberă față de cum. Foarte liberă. Da, de o povară aia care a târnat pe mine, nu mai puteam să mai fac față presiunilor și uh-huh. atunci m-am simțit liberă. 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 Cum vă simțiți acum după rugăciune? Mi-e sufletul mai ușor. 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 Uh-huh. Starea dumneavoastră acum e bună. Dar nu mai sunt încordată, nu mai am presiune și nu mai puteam să mai gândesc normal. Acum uh-huh. mă simt liberă și psihic. Vă simțiți bine și psihic. Bine, da. Uh-huh. Cine v-a eliberat acum? Iisus. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Așa să fie. Vă mulțumesc. Cum vă numiți? Claudia. Ce s-a întâmplat, doamnă Claud? Sunt pentru prima dată aici. Am venit cu o durere foarte puternică sufletească din familie și acum m-am liniștit după rugăciune. Această durere sufletească, cum se manifesta? Ce aveați? Plângeați? Erați tristă? Cum era? Da. Da, foarte tristă. De cât timp? Vreo 6 luni. După ce ați băut din această apă, ce s-a întâmplat? Mai m-am liniștit. Liniștit. Bine. Simțiți acum sufletul ușurat? Cum este sufletul? Sufletește. Vă simțiți bine? Mă simt mai bine, mai m-am liniștit. Uh-huh. Înainte plângeați. Da. Și acum? Puteți zâmbi? A, zâmbește! Amin! Aplaudați pe Iisus Hristos! Deja ai observat apele mării? Sunt mereu în mișcare. Contrar vieții multora, ce pare statică. Viața economică nu merge, relațiile nu avansează, tratamentele nu au efect. Viața lor în 2020 pur și simplu s-a oprit. În această vineri vei primi o purificare spirituală prin intermediul băii dezlegării. Baia dezlegării cu cele 7 ape din Țara Sfântă. În această vineri, la ora 9 dimineață, la ora 15 și la ora 19, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Fundeni numărul 11 în sectorul 2, vis-a-vis de fostul supermarket XXL și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Dragii mei prieteni, în această vineri va fi foarte, foarte tare. Slujba pentru eliberare, pentru dezlegare de totul ceea ce este rău, ceea ce este necurat. Inclusiv toate persoanele la intrare veți primi ungere, cum am spus, și dumneavoastră care deja aveați sticluța, aduceți sticluța, aceea cu care ați primit-o cu cele 7 ape din Țara Sfântă din Israel. Atunci dumneavoastră veți primi în această vineri, dragii mei, baia dezlegării cu cele 7 ape binecuvântate din Țara Sfântă din Israel. Inclusiv eu voi face acum în direct acest proces, cum puteți vedea. Eu am aici 7 vase, eu am aici cele 7 ape, cele 7 sticle cu apă din fiecare țară, vedeți? Din fiecare apă. Apă din Marea Roșie, râul Iordan, am aici din apa din izvorul lui David, am aici de asemenea apă din Marea Galilei, aici de asemenea apă din bazinul Siloamului, de asemenea aici din Erihon
și cu siguranță marea moartă ultima. Atunci noi vom amesteca în aceste vase, aici deja am apă în fiecare vas și eu voi face amestecul, dragii mei prieteni, eu voi face amestecul deja aici, pe loc, în direct, pentru că dumneavoastră în această vineri veți primi această apă. Voi pune acum apă din izvorul lui David. Voi pune acum din apă din Marea Galilei, unde a avut loc pescuirea minunată, bazinul Siloamului, unde acel orb a fost dezlegat, a început să vadă, apă din Erihon, unde zidurile lui Erihon au căzut, și de asemenea din Marea Moartă. Așa. Acum eu voi amesteca toate cele șapte ape aici în cruci. Aici camera să fie la cruci. Eu voi amesteca, voi lua fiecare vas apa din Marea Roșie. Voi amesteca aici deja. Pentru această vineri, pentru că vinerea aceasta va fi foarte tare, apă din râul Iordan, unde Naaman a fost dezlegat de lepră și Domnul Iisus, de asemenea, a fost botezat în apă, apele râului Iordan. Apă din izvorul lui David, aici. Cele șapte ape eu voi amesteca. Aici, această apă a fost din Marea Galilei, din bazinul Siloamului. Din Erihon. Vineri vă aștept la slujbă, dragii mei, nu lipsiți. Vinerea aceasta va fi extraordinar, va fi foarte tare. Și ultima apă, a șaptea. Cele șapte ape deja sunt puse, cum puteți vedea, aici, în această cruci. Eu voi face o rugăciune. Dacă dumneavoastră vreți să vă rugați împreună cu mine, noi vom face această rugăciune. Tată Ceresc, în numele lui Iisus, te rog, binecuvântează aceste șapte ape care Dumnezeu sunt martora a unui miracol pe care tu l-ai făcut în trecut. Dumnezeul meu, când această persoană va primi cele șapte ape în această vineri, Dumnezeu, care am făcut aici amestecul, ca această persoană să fie, Doamne, eliberată de totul ce este rău. În numele Domnului Iisus, eu binecuvântez această apă în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa să fie. Dragi prieteni, eu vă aștept. Vineri aceasta, aici, la Catedrală, Șoseaua Fundeni, numărul 11, în sectorul 2 din București. Haideți să urmărim cazuri de persoane care au folosit această apă, cele șapte ape, și au fost binecuvântate. Bună ziua, cum vă numiți? Mariana. Doamna Mariana, care este opinia voastră în legătură cu slujba de dezlegare? Este foarte bună. Mă simt foarte bine de fiecare dată și m-a ajutat foarte mult să mă simt și mai ușurată și mai aproape să fiu la această slujbă. Atunci dumneavoastră simțiți o ușurare de când veniți, vă simțiți mai liberă? Da, mai ușoară, mai liberă, mai bine, foarte bine, să zicem, foarte bine. Se merită să veniți? Da, se merită. Încurajez toate persoanele care au probleme să vină la această biserică. Au foarte mare de învățat, foarte multe lucruri de învățat. Bună ziua, cum vă numiți? Georgescu Vasilica. Doamna Vasilica, în urma folosirii hainei, atingând mantaua, ce rezultate ați obținut? Eu vin de foarte mult timp aici la catedrală și am avut multe binecuvântări, dar în special am venit și vineri, m-am rugat pentru fiul meu cel mare. Am venit cu haina lui, am atins
Și el se vede o schimbare, are un loc de muncă bun, are succes, e binecuvântat, s-a mai liniștit, vorbește frumos cu mine, ne înțelegem bine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și mama mea, care a stat la pat vreo 6 zile, o săptămână aproape, eu am venit acum 2 săptămâni cu o haină de-a ei și a folosit haina aceea, s-a ridicat, a fost binecuvântată, e liniștită, e sănătoasă, mulțumesc lui Dumnezeu că totul este bine. Se merită? Se merită foarte mult să vină toată lumea să vadă aici minunile lui Dumnezeu. Numele meu este Francis. Mama m-a blestemat când eram foarte mică. Ea mi-a spus, blestemat să fie momentul în care te-am avut. Pentru că eu eram o fetiță foarte activă și atunci ea mi-a spus asta și viața m-a devenit destul de complicată, a spune eu, pentru că s-au petrecut multe lucruri în viața mea care pe măsură ce am crescut, eu aveam 2 frați care ne iubeam foarte mult și am făcut un pact cu sânge. Atunci viața mea a început ca și cum aș intra în vrăjitorie. Era o viață destul de dezordonată, cea pe care o duceam. Din cauza unei vrăjitorii care mi-au făcut-o, eu am devenit nebună. Am stat 2 săptămâni într-un spital de boli mentale, eram foarte agresivă, caracterul meu se schimbase, dulce, amar, era ceva îngrozitor. Eram agresivă, aveam tristețe profundă, insomnie, coșmaruri. Noaptea nu puteam să adorm din cauza coșmarurilor pe care le aveam. Într-o zi mi-a apărut o problemă care îmi provoca stări pe care nu le puteam controla. Era ceva groaznic. Când nu mai suportam, țipam și când m-au dus la ospiciu, pentru că eu agresam oamenii, mi-au făcut șocuri electrice. Eu am căutat multe vrăjitoare, cred că vreo 30 de vrăjitoare au venit la mine și nu m-au putut ajuta. Îmi dădeau niște lucruri înspăimântătoare, îmi dădeau limbă de vacă, găină, îmi dădeau să beau sânge de la găină neagră, îmi dădeau multe lucruri pe care trebuia să le iau și eu, pentru că voiam să fiu bine, le luam. Mă ardeam, mă puneau în cercuri de foc. Din cauza problemelor de care sufeream în viața mea, eu am încercat să mă sinucid. Într-o zi am încercat să mă sinucid, m-am împușcat în cap. Am plecat de acolo frustrată, tristă, foarte tristă, pentru că spuneam, nu pot nici măcar să mă omor. Înainte de asta, încercasem și cu pastile, dar nu am murit. Într-o zi întâmplător, sora mea mi-a spus, uite, la televizor vorbește de un locaș unde viețile oamenilor se schimbă, ar trebui să mergi. Am început să merg la locașul Duhului Sfânt și problemele pe care le aveam, coșmarurile, insomnia, tristețea profundă, le-am învins treptat. Eu puteam să dorm bine, sunt foarte fericit acum. Soțul meu a murit, dar după aceea m-am căsătorit din nou și totul merge bine în viața mea, situația economică, sentimental, familial, totul, deoarece caracterul meu s-a schimbat, atunci comunicarea cu familia este diferită. Am învins totul, dar nu a fost de pe o zi pe alta. A fost un proces de parcurs, am învins problemele și acum sunt fericită. Blestemul pe care mama mi l-a spus a fost rupt și acum pot spune că sunt fericită, nu mai am acele probleme. Nu am crezut că voi ajunge în acest punct, fiind aici ca să spun că Dumnezeu există și ne schimbă viața.
Mă voi duce în iarnă, nărăcitule, dar te voi lua cu mine. Toată puterea răului va acționa împotriva vieții tale. Tu și toți urmășii tăi niciodată nu veți avea pace. Invoc toată puterea răului ce cauzează sinucidere, boala, împotriva ta și ai tăi. Tu, Carlos, viața ta s-a terminat, pentru că nu vei mai exista. Te blestem pe tine și pe toți urmașii tăi. Niciodată nu veți avea pace. Niciodată. Deja ai observat apele mării? Sunt mereu în mișcare. Contrar vieții multora, ce pare statică. Viața economică nu merge, relațiile nu avansează, tratamentele nu au efect. Viața lor în 2020 pur și simplu s-a oprit. În această vineri vei primi o purificare spirituală prin intermediul băii dezlegării. Baia dezlegării cu cele 7 ape din Țara Sfântă. În această vineri, la ora 9 dimineață, la ora 15 și la ora 19, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 în sectorul 2, vis-a-vis de fostul supermarket XXL și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Ați văzut, dragi prieteni, mai multe cazuri de persoane. Asta se va întâmpla în această vineri. Acum eu am pregătit paharul meu cu apă. Haideți, pregătiți și dumneavoastră paharul, cana cu apă. Este momentul rugăciunii. Pregătiți acum paharul cu apă și în câteva minute ne vom ruga în favoarea dumneavoastră. Tată Ceresc, în numele lui Iisus Hristos, în acest moment noi intrăm în sfânta Ta prezență, pentru că, Doamne, sunt multe persoane care zac, sunt multe persoane care gem de suferință. Doamne, această persoană care plânge, chiar acum, în momentul acesta, Doamne, a bușit-o plânsul. Ochii ei sunt plini de lacrimi, plini de lacrimi, dar lacrimile acestea arată, Dumnezeu, durerea, suferința care este înăuntru ei, care o poartă de o viață. Dar, Domnul meu Iisus, Tu ai zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, pace. Atunci, Doamne, această persoană, Te rog, dă-i putere. Dă-i putere să ajungă în această vineri, ca ea să primească pace, să primească odihnă Ta, Doamne. Eu Te rog, Domnul Iisus, binecuvântează viața tuturor. Binecuvântează, Dumnezeul meu, în acest moment, pe fiecare care sunt în rugăciune. Cei care au lăsat numele la cartea rugăciunii de astăzi, să fie dezlegați, să fie binecuvântați, să primească sănătate. O, Doamne, eliberează această persoană, acest tânăr care e trist, este acolo cu gânduri de moarte, de sinucidere. Scoate afară, Duhul Sfânt, totul ce este rău, acest gând malefic să dispară, să iasă. În momentul acesta, în numele lui Iisus Dumnezeu, eu Te rog, dezleagă, eliberează și binecuvântează. În numele lui Iisus, Doamne, Îți prezint fiecare pahar cu apă, fiecare cană cu apă să fie consacrată, binecuvântată. Când această persoană va bea, ca ea să primească forță, acolo unde ea este, să primească Dumnezeu putere, să primească Dumnezeu lumină, să primească, Doamne, pace.
să primească forță. Eu așa, Dumnezeu meu, eu determin în numele lui Iisus Hristos. Așa să fie. Amin. Dragi prieteni, cu credință, luați în momentul acesta paharul dumneavoastră cu apă și beți împreună cu mine și fiți binecuvântați. Credeți? Acum să fiți binecuvântați în numele lui Iisus. Puteți bea. Dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul emisiunii, a fost o mare plăcere de a fi aici cu dumneavoastră, ca Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze, să aveți multă lumină, pace, la revedere, pe curând, numai bine!